Mehedințiul are două noi tuneluri pentru decontaminare. Acestea au fost donate în cursul zilei de astăzi, 27 aprilie, și au fost instalate la două secții externe ale Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, unde sunt tratați bolnavi infectați cu COVID-19. Aceste tunele dezinfectante au fost donate de către oameni de afaceri bine intenționați, care iată că din resurse proprii ajută în aceste momente autoritățile publice locale pentru a trece cu toții cu bine peste această perioadă foarte grea. Eu vreau să le mulțumesc în numele comunității, în numele municipiului Drobeta Turnu Severin, pentru faptul că contribuie prin resurse proprii, cum spuneam, să depășim cu toți această perioadă cu cât mai puține victime și să ieșim cu bine din această pandemie. Aceeași persoană care în data de 17 aprilie a adus un tunel dezinfectant la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgențe, astăzi a mai făcut o donație, un tunel dezinfectant la secția de pneumologie și un alt tunel la secția de boli infecțioase. Prin bunăvoința acelorași sponsori, astăzi a fost instalat un tunel de decontaminare la secția de pneumologie și altul la secția de boli infecțioase, ambele aparținând Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Medicii secțiilor la care au fost instalate tunelurile spun că acestea sunt absolut necesare și mai mult decât binevenite. Este extrem, extrem de binevenit pentru că asigură o dezinfecție mare a cadrelor, o decontaminare la intrare în ceea ce se numește la noi aici zona verde, adică zona curată. La intrarea și la ieșirea apoi către casă. Este extrem de binevenit. Momentan sunt de toate. Materiale de protecție, soluții dezinfectante, dar nu pot să spun că nu sunt, sunt și au fost aduse. Cele două aparate vor crește siguranța tuturor celor care le vor folosi, medici și pacienți deopotrivă.